Efortul nutriționistei a avut o influență pozitivă asupra fabricanților. Acum concurenții fac mai mult sport și mănâncă mai sănătos. Rezultate foarte bune a arătat Lorena. Deci dacă să luăm așa, 5 cm. Deci talia a slăbit în 2 săptămâni cu 5 cm. Mijlocul, am pornit cu 114, a fost 109 și astăzi este 106. 106! Bravo! Am început cu 113, după care a fost 111 și acum este 110. Un centimetru, asta ar trebui la zona inferioară să lucrez mai bine la antrenament. Bine? Eu am să-ți fiu tot timpul alături, deci dacă nu o să fim chiar aici împreună în Moldova, da? Deci comunicăm. Da. Și până nu ajungem la rezultatul final, îmi promiți, da? Bine, că este posibil. 57.7. Uite că ești bravo. Din ce considerente? Că ultima dată când am cântărit, deci a fost 59, talia a fost 68. Acum, să vedem. Felicitări, este 66 deja. Bravo. La nivel de ombilic. A fost 71. Da, am simțit că am slăbit un pic. Așa, 71 și aici puțin 70.5. În cazul tău sunt fesierii mai problematici, dar oricum aici să vedem. Lat, dar 78 de centimetri și a fost 79. Așa, momentul culminant a fesierilor, de la 100 de centimetri ne-am dus la 98.5. Bravo, bravo! Eu aș zice că evoluția lucrurilor în prezent este prea rapidă. Da. Dacă în cazul Lorenii sunt de acord, în cazul tău, deci este prea rapidă din cauza că tu nu ai de unde slăbi așa de intens și așa de mult, da? Așa că ai grijă cu alimentația. Deci 101, 99, vedem. Bine, bine, dar superior vedem. Foarte bravo. Foarte bravo. De la 99.5 la 96. Minunat. 103, 101. Deci am, dacă și un centimetru, nu mai mult. Dacă și cu greu, cu greu. Asta ar însemna că trebuie să lucrăm la zona aceasta mai intens. Dar mai intens, să lucrăm la antrenament. Bine? Te strădui oricum să te alimentezi rațional, nu să excluzi. Foarte bine. Deci nu ca să excluzi totalmente din produsele alimentare, să nu faci o schimbare drastică. 53.2. Și data trecută a fost 53.9. Așa. A fost alea 67. Și astăzi este 65. 2 cm minus. Bravo. 81.5. Minunat. Continuăm tot așa, da? Deci te strădui în continuare să faci exercițiile care sunt pentru fese, din cauza că ne-am dorit acum la moment să știi câte este 65 la talie și 95 la fese. Dacă scade talia, trebuie să scadă și fesierii ca să fie proporțional, să fie simetric, bine? 54.2. Deci, în cazul tău, la 1,68 m, nu cred că este o problemă foarte mare. 52 pentru mine e ok. Da. Da. Eu mă sunt foarte bine la 52 de kilograme. Dar și în cazul 53-54 nu ar fi o problemă mare. 54.8 a fost. Ai dreptate, Cristina. Eu simt. 56. Eu simt, Cristinuța, noi ne îngrășăm. Nu este bine pentru tine, din considerentul că poți să continui tot așa. Și atunci, peste o perioadă, avem talia 70, dar nu este cazul. Așa că te strădui să te alimentezi rațional și să menții.